Psihologii. Astăzi vom descoperi împreună ce facem cu copiii noștri să transformăm din sedentari, să aibă o viață activă, ce facem dacă avem un copil înscris la un anumit club și face sport de performanță, astăzi încât să fim părinți cât mai suportivi. Și am alături mine pe Răzvan Zaharia și pe Ivana Dumitru. Mulțumesc că ați venit. Cu drag. Cu drag. Mulțumim de invitație. Și aș vrea să vă întreb pentru început, care este ideea aceasta, diferența între sport și educație fizică? Sportul presupune competiție. Deci atunci când vorbim de sport, vorbim de concursuri, vorbim de tot felul de întreceri între noi. Educația fizică presupune dezvoltarea armonioasă a corpului fizic, a psihicului, a mentalului și, de ce nu, și a părții spirituale. Deci avem o diferență foarte clară de ce facem mișcare. I-aș spune mai degrabă mișcare pentru sănătate. Ce este mai important? Să facem sport, educație fizică sau e doar important să facem mișcare și atât? Care ar fi avantajele și unora și altora? Cred că cele două sunt, așa cum le-a categorisit Irina, le-a împărțit, cumva să le înțelegem ce este sportul, ce este educația fizică, în același timp merg împreună. Pentru că nu poți să faci sport fără să ai o educație fizică. Da? Și atunci cred că educația fizică este, de la ea pornim și mergem către sport. Da? Un copil când începe să facă mișcare, sunt anumite stadii, anumite etape de vârstă, da? O etapă de descoperire, poate 5-9 ani, o etapă de inițiere, 10-11, o etapă de dezvoltare, 13-15, o etapă unde începem să vorbim de performanță de la 16 la 18 și apoi ne îndreptăm către juniorat și seniori. Da? E bine, în aceste, practic în aceste etape, cele două, și sportul, și educația fizică și sportul se îmbină. Da, e important să meargă împreună, foarte important. Îmi aduc aminte din momentele în care eram la școală și aveam orele de educație fizică și mulți copii veneau cu scutire de la medic ca să nu facă, mulți poate se duceau așa în spatele celorlalți copii ca să nu facă exercițiile respective. Ce facem ca să le insuflăm dragostea pentru mișcare? În primul rând, noi ca părinți trebuie să fim un exemplu pentru ei. Și chiar dacă noi nu suntem genul foarte sportiv, măcar să îi ducem la sport, în locurile unde se face mișcare. De pildă, mi-amintesc că fiul meu acum are 18 ani și noi fiind catolici, l-am dus la scautiștii catolici de pe la 4 ani și ceva. Și prima lui tabără a fost în jurul vârstei de 4 ani. Au mers cu corturile într-o zonă în care nu existau telefoane, nu exista semnal și au stat la cort fără să știm absolut nimic despre el o săptămână. S-a întors foarte vesel, foarte sănătos, e adevărat foarte murdar, pentru că n-a văzut pe nimeni că se spală la cișmea. Și atunci, dar a fost o experiență fabuloasă pentru el. Să meargă cu cortul pe munte fără părinții lui, într-un mediu pe care îl știam foarte sigur, pentru că stăteau pe lângă o biserică catolică. Deci, ca să-i trezești gustul, ori mergi cu el, ori ai încredere să îl trimiți în tabere, în tabere în care ești destul de sigur că nu o să îi se întâmple nimic. Și în felul ăsta, încet, încet, capătă gustul independenței, pentru că a face mișcare este un prim pas către a-l face independent copil. Și de asta ne creștem copiii, ca să devină adulți autonomi. Răzvan, știu că tu ai doi copii și sunt curioasă ce faci tu cu ei, ce vârste au, ca să le insufli iubirea aceasta pentru mișcare. Cred că partea genetică a făcut viața mai ușoară în ceea ce privește aici. Tatăl meu a fost sportiv de performanță, a făcut lupte, box,
Maica mea n-a fost sportivă, dar o persoană activă. Bunicii, o parte sunt de pe la țară și oamenii muncii și atunci cred că partea genetică, și-a spus cuvântul, ce am făcut eu a fost să le creez contextul. Obișnuiesc să spun, creează contextul, se întâmplă și restul. Și am creat un context în care fetele mele, cea mare are 10 ani și 7 luni, cea mai mică are 5 ani și 9 luni, 10 luni, practic le-am creat un context de explorare. Cea mare a făcut mai multe, a încercat, a trecut prin mai multe experiențe de mișcare, da? Și dans și, și a ajuns la arte marțiale. De fapt a făcut în paralel dans și arte marțiale, după care a renunțat la dansuri și a rămas pe arte marțiale, face arte marțiale de pe la grădiniță, de pe la 4 ani. Da? Deci are ceva. A început cu Aikido, acum este și pe Shotokan. Participă la competiții naționale, unele cred că au fost și internaționale. Am lucrat cu ea pentru a învăța să, sau pentru a învăța, mai bine zis, să facă mișcare și sport de plăcere, de drag, fără presiunea rezultatului. A obținut și rezultate înalte, da, podium, loc întâi. A ieșit și în tur 1, de exemplu, la o competiție națională, la Cupa Națională. Cea mai mare, sau una dintre cele mai mari satisfacții a fost că a ieșit de acolo curată emoțional. Nu am nimic și le spun părinților cu care lucrez, lăsați-i să plângă, pentru că părinții au o problemă când plâng copii. Le spun, lăsați-i să plângă pentru că manifestarea emoțională este normală. Da? Asta este un punct foarte important și practic m-am bucurat că a depășit acea etapă în care, ok, am pierdut, învăț din asta și merg mai departe. Cea mică are un talent fantastic, aș putea spune, pentru dans, face balet și este pasionat, adică, repetă, nu ne ținem nici eu, nici mama ei de capul ei să facă asta, pur și simplu. În perioada izolării a făcut antrenamente pe Zoom cu profesoara de balet. Cei de la karate n-au făcut, dar am făcut antrenamente functional training cu fiica mea mare. Un aspect important aici ce ar trebui să rețină părinții ar fi să creeze acest context și accentuez ce spuneai tu, Irina. Părintele are un rol important de model. Dacă eu stau și zac pe canapea și cer copilului, fă-mă tu mișcare, iertați-mi limbajul mai puțin academic, păi nu știu dacă, copilul copiază, da? Ei modelează. Și aici legat de modelare vă dau un exemplu scurt, mă plimbam cu fiica mea mare pe role, s-a uitat la niște oameni care jucau hockey pe role. Deci am învățat să facă niște mișcări foarte rapid doar privind. Modelare se numește. Irina, știu că tu lucrezi cu copiii destul de mult și vreau să te întreb dacă totuși ai întâlnit cazuri în care părinții erau sedentari și copiii făceau mișcare și ce anume se întâmpla acolo? Pentru că cu siguranță mai sunt oameni acum care ne privesc, care poate că nici în ruptul capului nu se gândesc să apucă ce de sport, dar totuși înțeleg utilitatea sportului în viața copiilor. Ce ar putea totuși să facă? Am întâlnit copii cu părinți foarte ocupați și pe care îi aduceau de pildă la bazin, pentru că am lucrat la natație, îi aduceau la bazin fie bunicii, fie bona care se ocupa de ei, sau care veneau pur și simplu singuri să facă sport. Ar putea să fie motivați în primul rând de dorința de a se depăși pe ei, pentru că sportul modelează foarte mult o disciplină interioară, o dispoziție de a fi atent și prezent în momentul în care faci acea mișcare. Mai de curând, antrenorii știu să lucreze cu copiii astfel încât să-i țină prezenți în jocurile pe care le fac cu ei. E important ca până pe la vârsta de 11-12 ani să te joci cu copilul. Nu neapărat să-l stimulezi
să aibă un anumit rezultat, să fie pe locul nu știu care sau să ajungă campion nu știu unde. La vârstele mici, principalul motiv pentru care un copil merge să facă sport este ca să se joace, ca să se întâlnească cu prietenii, să-și facă un mediu în care el dă tot ce are el mai bun înăuntru lui. Ideea este să-l stimulezi către propria lui performanță. Să faci tu cât știi tu de bine, cât poți tu de bine. Nu ca să-l bați pe cutare sau ca să arăți tu cine ești, ci pur și simplu sportul și mișcarea te învață această dorință de a fi tu bun pentru tine însuți. Asta ar fi în prima etapă motivația pentru care ar fi grozav să meargă un copil să facă mișcare, să se joace. Okay. Pe de altă parte, atunci când copilul ajunge într-o competiție, este stimulat și de faptul că primește la final o medalie, o cupă, adică începe el să intre în propria competiție, chiar dacă nu i-o cere părintele. Ce facem în contextul? Aici contează foarte mult părinții, care sunt mesajele transmise de părinți, mesajele transmise de antrenori și sunt cazuri în care cluburile au și psiholog. Și aici intervine munca noastră practic de a resemnifica această importanță a premiului, a ceea ce câștig. Pentru că îl aduci pe copil către ideea că nu câștigă ceva exterior, ci câștigul este pentru el însuși, este propria lui capacitate de rezistență, de a fi mai bun astăzi decât a fost ieri. Și atunci încerci cumva să resemnifici povestea de pierdere și eșec. Sunt importante, evident, și lucrușoarele pe care le câștigă și cluburile și antrenorii sunt întotdeauna atenți la asta. Dar de foarte multe ori vezi părinți care pun o presiune fantastică pe copil și este de fapt nevoia lor de satisfacție, de a-și vedea copilul ca pe un trofeu și dacă copilul respectiv nu a reușit să ia locul întâi sau premiul întâi, atunci dezamăgirea părintelui este fabuloasă, e propria lui pierdere. Este ca și cum copilul nu e suficient de bun. Ori în momentul în care te uiți la copil ca la ceva insuficient pentru a satisface ție o nevoie, atunci mai bine nu-l mai pui să concureze. Asta aș zice că e un rol foarte important al psihologului, să stea de vorbă cu părinții, să afle care sunt nevoile lor și dorințele lor față de copil. Și evident și antrenorul trebuie să poată să aibă genul ăsta de comunicare cu psihologul. Iar pentru copil este important să-l educi, că nu atât trofeul contează, cât câștigul lui interior. Din experiența ta, dacă ai lucrat cu părinții de sportivi, care ai văzut că este cea mai mare așa, problemă pe care ei ar trebui să lucreze la ei și cum ai reușit să-i ajut să treacă dincolo și să-i ajute realmente pe copii? M-am amuz pentru că e o întrebare serioasă, dar m-am amuz pentru că lucrând cu un club mare din România de fotbal, cu mai multe secții, cu mai multe categorii de vârstă, am avut mai multe zile, mai multe meciuri la care am fost împreună cu fiicele mele. Asta este, aveam atunci și de gând să fac lucruri cu ele și am integrat acea parte în programul nostru comun. De obicei când merg la meciuri stau puțin de vorbă cu jucătorii, practic pe baza a ceea ce am construit anterior. Și ce trebuiau părinții aici? Părinții sunt de obicei la galerie și stau la gardă acolo sau, mă rog, depinde unde se desfășoară meciul. Și la sfârșitul unei competiții, la unui meci, fiica mea mare zice: tati, eu nu credeam că mamele de băieți se pricep atât de bine la fotbal.
Și deci asta a rămas și data viitoare când m-am întâlnit, pentru că lucrez cu părinții, ori de câte ori acceptă, da, și de obicei au acceptat. Am dezvoltat programe, adevărate programe de dezvoltare comună pentru părinți și copii. Practic asta fac și de aici și, mă rog, mi-au venit și alte idei. Și le-am spus exact așa. Le-am spus, uite, un feedback de la un copil ceva mai mic decât ai voștri. Acolo era un under 14. Zic, ce părere aveți despre asta? S-a făcut o liniște? Și data viitoare, nu le-am ținut teorii despre, uite, care e importanța, făcusem asta înainte, dar nu a fost mari efecte. Dar faptul că le-am dat feedback-ul unui copil printr-o poveste, în momentul respectiv, sau de la momentul respectiv, au fost mai atenți la ce fac în relația cu proprii copii când se află la meci. Era un caz de meci atunci. Mai sunt părinți, în alte sporturi, de exemplu, iau scrimă. Părinți care erau foarte implicați așa pe la marginea planșii aproape, ce face copilul acolo și de ce nu face. Și am luat frumos când colaborez cu un club de scrimă și i-am luat și practic copiii au devenit profesori. Și am invitat pe copii să îi învețe pe părinți niște mișcări și am făcut așa niște activități de team building și competiție. Și au descoperit părinții cât este de greu să faci chestiile alea și să te coordonezi și să... și s-au mai schimbat lucrurile, adică experiența. M-a întrebat ce am făcut, ce marea problemă a părinților este că ei cred că se pricep și la sportul pe care practică, una dintre marele probleme, se pricep și la sportul pe care practică copiii. A doua mare problemă, o altă problemă, este că ei cred că copilul trebuie să fie un return on investment. Adică pun bani aici, stai un pic, că tu n-ar trebui să ai nicio pretenție să scoți vreun ban din ce investești în copil, pentru că tu investești în sănătatea lui, în creșterea lui armonioasă și așa mai departe. Nu investești pentru a obține un beneficiu. A, dacă el câștigă și bani din sport când crește și pe parcurs, minunat. Au fost caz în care primăria locală, ca urmare a faptului că sportivii au obținut medalii la nivel național, le-a dat o sumă semnificativă, 1000 de lei. Și s-a trezit un copil de 10 ani cu o sumă și părinții m-au întrebat, și cum îi explic eu acum, care e treaba? Că de teama că să nu înceapă să facă sport pentru bani. Uh-huh. Și atunci, mă rog, am discutat acolo cum să le explice astfel încât să perceapă valoarea ceea ce aduc ei, nu valoarea banului. Deci asta, experiența. Și încă un aspect important legat de părinți, care e o mare problemă, sunt unii care recompensează performanța sportivă prin cadouri. Cadouri din ce în ce mai mari. Și atunci întrebarea mea este, când vrei să se lase de sport? Când nu mai ai bani ca să-i dai pentru ce câștigă? Da? Și se pun pe gânduri bune. Deci o idee ar fi să nu mai intervin atunci când copiilor sunt în cadrul meciurilor, să le dea sfaturi. Să fie acolo, pur și simplu. Okay. Asta le spun. Dom'le, tu ești un susținător. Atât. Tu îl susții, dacă are nevoie să vină la tine, fii liniștit că va veni el. Dacă are nevoie să vină la tine când plânge, va veni. Deci, peste el acolo. Să-i lase în pace, să-i recompenseze prin... practic să le încurajeze autorecompensarea. Uite ce ai realizat prin efortul pe care tu l-ai depus în fiecare, nu știu, zi, de nu știu câte ori pe săptămână în antrenamente. Uite cum s-au modificat calitățile tale, competențele tale sportive și de viața, din viața de zi cu zi. Pentru că spunea Irina mai devreme că e importantă munca psihologului la relația cu sportivii și cu părinții. Da, foarte importantă. Foarte important să înțeleagă și părinții și copiii să aibă aceeași perspectivă asupra lucrurilor. Mm-hmm. E foarte important. Și asta se face prin experiență. Și eu am văzut părinți făcând ochii mari. M-a solicitat antrenorul să vin să lucrez copiii. Eu am zis, lucrez copiii, dar vreau să lucrez și părinții, altfel nu lucrez copii. Și părinții la prima întâlnire au zis, ce căutăm aici? Deci stau să vă spun eu ce căutați. După aceea au început de la seminarii, întâlniri de grup, am trecut la întâlniri 1-1. Dar de ce vrei 1-1? Păi să vedem. Și am intrat la nivel de familie, cât mi-au permis și le-am spus despre ce facem acolo. După aceea am ieșit din 1-1 și am revenit în lucru cu sportivii și la întâlniri de grup. E că e o dinamică. Părinții au nevoie să schimbe un anumit mod de a privi copilul sportiv în timp. Nu se poate face așa. Irina, de ce m-a remarcat la părinți că nu-i fac și nu este neapărat util?
Cum spunea Răzvan, în momentul în care un copil merge la sport, e practic un sistem. Legătura care se creează este între părinte, antrenor, copil și cine mai este implicat acolo. Psihologul, poate să fie un reprezentant al clubului, poate să fie nutriționist, poate să fie fizioterapeut, masseur și toate cele. Deci este vorba de un sistem care în momentul ăla se generează și trebuie să ții seama de fiecare componentă a acestui sistem. Nu e gata, l-am trimis pe copil la sport și s-o descurca el, pentru că sunt copii care suferă din cauza lipsei prezenței părinților, care spun, da, dar tata n-a venit niciodată să mă vadă pe mine la meci. E suficient că el îmi trimite bani și că îmi plătește antrenorul și că îmi plătește așa și vezi suferința copilului și, dacă părintele ar fi conștient că asta este o problemă pentru copil, și-ar face până la urmă timp și pentru a fi de câteva ori prezent la meci. Deci asta am mai întâlnit. Odată suferința copiilor care nu sunt însoțiți de părinți, și am mai întâlnit de pildă în cazul seniorilor, pentru că lucrez și cu seniori la loturile olimpice, nevoia de a-l vedea pe partenerul lor din când în când la meci. Să-mi spună, nevastă mea habar n-are ce fac aici, n-a fost în viața ei să vadă despre ce e vorba. Și atunci, ok, sportivul funcționează pentru că e obișnuit să facă performanță, dar ca psiholog îți dai seama că undeva poate să fie și o nevoie de motivație suplimentară pe partea asta. Deci e nevoie și de susținerea partenerului mai departe sau a celor apropiați. Sunt nevoie unii care... de susținerea tuturor, practic, din micromediu. Da, pentru că a face performanță este o ieșire din normalitate, o ieșire foarte puternică din zona de confort. Și atunci sportivul de performanță are nevoie de recunoaștere. Nu numai de recunoașterea specialiștilor, ci și de recunoașterea apropiaților, a prietenilor și a familiei. Pentru că una este să vii de la bazin după ce noți 10 km pe zi și să fii tratat ca, ok, bine, hai, du-te și spală-ți și tu farfuriile și pune la cuptor nu știu ce. Și alta este când ești recunoscut și, ok, înțeleg ce ai făcut astăzi. Susținut. Ți-a fost greu, nu ți-a fost greu, altfel te simți atunci dispus să continui efortul ăsta. Mai propun acum să ne întoarcem un pic la ideea de sport, educație fizică, să ne raportăm și la cei care poate în momentul de față nu au copii înscriși într-un club sportiv și nu fac sport, ci doar poate ne însoțesc pe noi ca și părinți ori pe munte, ori cu bicicleta în parc. Și vreau să vă întreb totuși de ce, dacă ar fi util să înscriem copilul într-un sport anume, într-un cadru organizat cu antrenor, la ce vârstă să facem chestia asta și dacă ajută, pentru că eu mi-aduc aminte la mine în familie, eu îmi doream să fac gimnastică sau îmi doream să fac balet, mie îmi spuneau ai mei, păi, după aceea o să faci mușchi, când o să fii adult o să se lase mușchii respectivi, o să arăți foarte aiurea, adică există tot felul de credințe, preconcepții în copilărie, pe care eu personal le-am auzit destul de des. Ok, încep eu prin a spune că sportul de performanță nu este sub nicio formă sănătate curată. A face un sport în care te duci în fiecare zi la antrenament, într-adevăr îți dezvoltă foarte mult mușchii, capacitatea pulmonară, inima și toate cele și la noi cel puțin nu există un sistem de recuperare post-performanță.
Și atunci ai făcut performanță, te-ai ars, între ghilimele, și nimeni nu mai are nevoie de tine după aceea. Mai ales că performanța presupune și o lipsă de la școală și o capacitate de socializare mai redusă, lucruri de care nu se ocupă în momentul de față prea mulți la noi. Da, este extraordinar de important copilul să facă mișcare pentru o dezvoltare armonioasă, cum spuneam la început, fizică, psihică, mentală, spirituală. Am nevoie să învăț să relaționez cu ceilalți în sporturile de echipă, să știu să împart mingea, să fiu atent când primesc pasa înapoi, să știu să am o confruntare în sporturile de confruntare, da, în tenis, în scrimă, să știu cum să dau și să primesc loviturile, și am nevoie de un sport individual în care să fiu eu cu mine și să știu să-mi gestionez emoțiile și gândurile. Deci asta ar fi o trecere, o dezvoltare armonioasă, să merg mai întâi într-un sport de echipă, pe urmă la un sport în doi, după care la un sport individual, mai către maturitate, pentru educația mea, a relațiilor mele cu celălalt și cu ceilalți. Sportul educă. Dar nu neapărat să facem performanță. Nu neapărat, într-un club, nu neapărat sport, performanță. Dar să nu ne propunem neapărat performanță. Nu, dacă se ivește un talent extraordinar, talentul presupune foarte multă muncă. Iar munca presupune foarte multă renunțare. Și de multe ori renunțarea apare fie în clasa 8-a, când vine examenul și nu mai ai timp să te duci să te antrenezi, fie la adolescență, clasa a 12-a, la adolescență când vrei să te îndrăgostești, vrei să ieși afară, nu înțelegi de ce toți prietenii tăi au iubite și tu nu ai, și după aia trebuie să dai la facultate sau măcar să-ți dai bacul. Și tot așa, nu te mai poți duce la antrenamente, dar ai nevoie de o mișcare constantă de-a lungul anilor. Mi-amintesc că tu spuneai de Aikido, într-adevăr, și fiul meu tot de pe la 4-5 ani a început Aikido. Uh-huh. Pentru că Aikido îți dezvoltă și o filozofie de viață. Nu e doar mișcare ca să faci mușchi. Uh-huh. E o întreagă poveste în spate, poveste pe care o întâlnim de pildă și în gimnastica Botmar și în euritmie. Filozofia mișcării. De uh-huh. ce facem în aceste mișcări, ca să venim către ceilalți, ca să venim către noi înșine. Deci da, mișcare constantă pe tot parcursul vieții. Ok. Aici aș adăuga ideea că sunt mulți părinți care se întreabă dacă fac ce trebuie pentru copiilor. Eu am dezvoltat programe adaptate pe familie astfel încât să-i susțină în așa fel încât să urmeze o cale potrivită în viață. Și aici aș veni către zona de motivație, motivația copilului pentru sport. Da? Sunt copii care, și e nevoie să înțeleagă și părinții, e nevoie să înțeleagă și copiii, ca să știe de ce se duc la, de ce să-l înscrie sau să nu-l înscrie la un club sportiv. Ca să răspund la întrebarea ta direct, da, este util să înscrie copilul la un club sportiv, la un sport care îi se potrivește. Cum află dacă îi se potrivește? Explorând, cum spuneam. Da, este o perioadă de explorare până la, nu știu, 12 ani, de exemplu, pot să schimbe nenumărate sporturi. Până găsesc unul care îi se potrivește. Pot să treacă, așa cum spunea Irina, pe la echipă, pe la... Și lași pe copil să exploreze și să zică, tati, și, eu vreau și lași, asta. Da, și lași pe copil să exploreze, cumva ghidând acest proces. Și aici dau un exemplu. Când fiica mare a zis, ok, vreau să renunț la dansuri și vreau să mă apuc de nu știu ce. Și veniseră tot felul de idei, se apuce de multe alte lucruri. Și am zis, uite cum facem. Ca să facem lucrurile un pic, să poți să înțelegi ceea ce faci, după ce te renunți la un sport, aș vrea să iei o pauză de câteva luni, astfel încât să poți să te gândești, să descoperi ce ai vrea să faci în continuare. Pentru că trecând așa dintr-unul într-altul, s-ar putea să nu-ți dai seama. Asta este ceea ce recomand eu. Sunt unii care susțin, alții care nu susțin. Dar eu merg pe ideea că, da, să explorezi, dar într-un mod conștient, iar părintele să susțină acest proces de explorare.
Revenind la motivație. Sunt copii care pot să facă mișcare, un sport la un club sportiv pentru a face mișcare de agrement. Da? Pentru buna lor dezvoltare fizică, psihică, spirituală și așa mai departe. Sunt copii care pot să facă, să se înscrie și să urmeze antrenamente susținute la un club sportiv, dar fără să vrea să participe la competiții. Am întâlnit și asta, iarăși la fiica mea, care a zis, uite, la competiția asta nu vreau să merg și nici la asta. Ok, am vrut să înțeleg de ce și am spus că este alegerea ei. E ok. Ca să înțeleg eu, se poate să înțeleagă și ea. Da? E un fel de coaching, să zic așa. A treia categorie și al treilea pilon motivațional este, ok, sunt sportiv, mă înscriu la un club sportiv și fac sport pentru că îmi doresc performanță. Și aici intrăm în acea zonă de talent de care spunea Irina, în care copilul are o chemare acolo. Simte că își dorește să facă lucrul ăla. La ce vârstă putem să spunem că... Adică să luăm în serios pe copil că vrea să facă performanță? Eu pe fiica mea mică o iau în serios de la 5 ani, că vrea să devină una dintre cele mai prenumite și armonioase balerine din lume. Sau dansatoare, mă rog, se duce mai mult către contemporan, dar eu o iau foarte în serios. Ca așa, ca idee, când vreau să mă mai motivez, că îmi dau seama că intru pe tânjală, îmi aduc aminte de pătrățelele pe care le are prin faptul că ea are mișcarea, nu o obligă nimeni, repet. Da? Și face asta pentru că își dorește. Dacă la un moment dat nu își va mai dori, nu o să mai facă. Dar și uneia și celelalte le-am spus că una dintre solicitările mele ca părinte este să facă mișcare, orice mișcare doresc până la 18 ani, cel puțin, că dacă fac până la 18, după aceea vor menține obiceiuri. Dar eu am făcut și atletism și box, nu de performanță, în altă performanță, am intrat în zona aceea de agrement și, sau mai bine, să antrenament fără competiții. Am avut foarte puține competiții. Da? Și atunci, practic, mi-a rămas. Am avut o perioadă de vreo 10 ani în care n-am mai făcut mare mișcare, că am fost corporatist. Nu am o critică la... Dar spuneai de părinții ocupați. Părinții ocupați este nevoie să-și facă timp. Okay. Da? Și revin, memoria musculară, când m-am reapucat de mișcare, da, practic musculatura și-a recăpătat forma de la momentul la care m-am lăsat. De asta la 40 de ani arăt mai bine decât la 30, pentru că mă ocup de mine. Mulțumesc frumos, aș vrea să vă lansez o ultimă întrebare la care să răspundem cât mai succint. Sunt în situația în care sunt părinte al unui copil care este înscris într-un club sportiv și mi-am dat seama că totuși trebuie și tu ca părinte să ai anumite calități și disponibilități. Adică dacă un copilul decide la un moment dat că vrea să facă performanță, dacă un copil decide că asta este calea, asta este sportul care îi place, ne-am trezit dintr-o dată ca familie că trebuie să ne sucim tot programul nostru în funcție de copil, pentru că antrenamentele sunt destul de dese, competițiile sunt destul de dese. Și vreau să vă întreb așa foarte pe scurt, care trebuie să fie calitățile unui părinte care susține copilul în sportul pe care îl practică? Din ce am întâlnit eu, la sportivii de performanță trebuie să fie măcar unul dintre părinți disponibil. Aproape este jobul, devine un fel de job. Exact. Și asta văd și eu, exact, pe circuit la... Trebuie să fie un părinte tot timpul disponibil. Da, ba chiar... La câțiva sportivi de-ai noștri de performanță, unul dintre părinte a devenit antrenor. Adică s-a dus frumos, a făcut școala de antrenori și a luat diploma în sportul în care e copilul lui și îl susține non-stop. Și într-adevăr, acești oameni sunt câțiva dintre ei calificați la Jocurile Olimpice. Deci odată timp, să aibă timp, resurse materiale, pentru că sunt toate deplasările pe care trebuie să le susții și asta nu e numai la noi, asta este peste tot în lume. Biletele de avion, rezervările, concursurile, echipamentele, toate costă. Trebuie să poată să fie și un bun manager, pentru că la un moment dat se pune problema sponsorilor și atunci trebuie să știe cum să gestioneze acești sponsori. Dacă vă uitați, și Simona Halep are susținerea familiei. Uh-huh. Deci
e de investit și se transformă într-o altă meserie. Mm-hmm. Mm-hmm. Dincolo de toate sau înainte de toate aspectele menționate de Irina, este nevoie să aibă disponibilitatea de a-l susține. Mm-hmm. Să fie acolo pentru el, să-i respecte deciziile. Aici adresez de multe ori o întrebare părinților, familiilor care lucrez, le spun, doamne, care este diferența între un copil, un tânăr, care la 18 ani se accidentează și nu mai poate să facă sport, și un copil, un tânăr, că nu mai e copil la 18, pentru ei e copil toată viața, dar un tânăr care decide că nu mai vrea. De ce îl judecați pe unul și pe celălalt nu? Da? Deci asta este disponibilitatea și susținerea. Da, sunt cazuri în care părinții sunt și antrenori sau devin antrenori. Lucrez, de exemplu, cu o familie în care tatăl este antrenor de tenis dintr-o altă țară, român de altfel. Mama este, joacă rol de preparator fizic, organizator al activității, nutriționist, pentru că și-a făcut uh-huh. cursurile respective și chiar și practica asta. Iar copilul este undeva pe la 15 ani, destul de sus în ierarhia din țara respectivă, foarte motivat să ajungă în topurile, în top, nu știu, cât mai sus în tenis. Deci vreau numărul 1. Da? Și investesc timp, da? Investesc energie, investesc bani. Există, dar au această disponibilitate. Și emoțional, dacă trebuie să fie cât de cât echilibrat ca să poată să o susțină pe sportul. Da, și tocmai de aceea, de exemplu, cu ei, îi dau exemplu, mai sunt și alte cazuri, nu sunt singurii care sunt părinți, antrenori cu care am lucrat și lucrez. În cazul lor am dezvoltat un program customizat la nivel de familie. Adică a fost foarte important un aspect cheie în acest proces de facilitare, dezvoltare, de susținere psihologică a lor, a fost separarea rolurilor de tată, mamă, respectiv antrenor și ce mai este mama, da? Versus copil sportiv. Da? Când intră pe teren, sunt antrenor și sportiv, când merg acasă, e greu să separe rolurile. Dar în momentul în care conștient fac acest efort, au fost, cum să zic, rachete, au zis Răzvan, s-au schimbat lucrurile. Semnificativ. Și cred că un lucru foarte important este acela în care copilul se simte iubit indiferent de exact. Pe care le are. Exact. Condiționarea nu are loc aici. Adică nu te iubesc pentru că ai făcut nu știu ce. Nu, dar dacă faci separarea rolurilor, atunci știe. Separare sau gestionare, că de fapt e o gestionare. Nu te poți optimă, disocia da. Complet. Știi, dar poți înțelege că în contextul respectiv ești antrenor. Și cel din fața ta este antrenor. Nu este tatăl tău pe care te duci mai plângi din când în când și... Eu mă refer aici și la rolul de suport, adică, ok, înțeleg că unii părinți sunt antrenori, dar unii părinți sunt și în rolul acesta de suporter și ai niște reacții care poate nu sunt neapărat potrivite pentru copil și e nevoie atunci să-ți amintești că tu, de fapt, nu ești suporter, tu ești părinte pentru tine. Să conții acea emoție. Și asta se învață. Și asta se învață, exact. Vă mulțumesc din suflet, vă mulțumesc și vouă celor care ne-ați urmărit astăzi. Ne vedem marțea viitoare și vă reamintesc joia să ne auzim la meditația ghidată, strâmbă. Pe curând!